Salut, sunt Laurențiu Cernat, reprezint organizația România în tranziție și avem dezvoltat proiectul Grădini Urbane Comunitare, un proiect prin care dorim să înfrumusețăm terenurile insalubre și anoste din București, să cultivăm legume și flori pe terasele locuințelor și a instituțiilor publice. Avem mai multe grădini urbane comunitare pe care le vom dezvolta în București. Vor fi proiecte pilot. Prima pe care am și pornit-o este vorba de clădirea Direcției de Asistență Socială a Municipiului București, de pe strada Foișorului numărul 56-58, pe terasa căreia vom realiza, printr-un design de permacultură, o grădină urbană pe terasă. Unul din scopuri este de a implica comunitatea locală. Prin voluntariat se vor implica în grădină și va exista astfel un spațiu de recreere, va exista un spațiu la îndemână de cultivare a legumelor și a florilor, un spațiu de socializare și un spațiu de informare. Pentru că fiecare element din grădină va fi etichetat și vor fi informațiile necesare pentru orice om să înțeleagă de ce se pune, de exemplu, roșia companioană cu busuiocul alături de crăițe. E vorba de o educație în permacultură deschisă publicului larg. Pentru grădinile publice din parcuri sau zonele, terenurile noastre, orice persoană care trece prin zona respectivă poate să beneficieze de legumele respective sau flori. De exemplu, un bloc de proprietari va dori să-și realizeze doar pentru ei legume, poate să-și dezvolte terasa respectivă pentru propriul lor consum. Noi acum avem în vizor următoarele proiecte. Proiectul de pe terasa clădirii Direcției Generale de Asistență Socială, terenul din interiorul curții Bisericii Sfânta Treime Dudești. O altă locație avem în vedere să mergem în Parcul Tineretului și pe strada Plutonier Ion Nedelcu. E un teren abandonat cu multe gunoaie pe care să-l ecologizăm și să realizăm un spațiu comunitar. Vom mai dezvolta o grădină urbană mobilă pe care o să o mutăm dintr-o locație în alta și mai așteptăm să apară doritori într-un bloc pentru a realiza un proiect pilot și pe un bloc de locatari. Acestea sunt proiectele pilot pe care le vom dezvolta anul acesta. În cadrul proiectului vom testa și analiza solul, alimentele care cresc, dacă sunt comestibile sau nu, de exemplu în intersecțiile cu trafic foarte intens, cum e la Biserica Sfânta Treime Dudești. Deci totodată va exista și o analiză a grădinilor și a alimentelor. În lume sunt foarte multe inițiative de grădini urbane comunitare sau grădini urbane direcționate către a scoate și profit. De exemplu, în Brooklyn există două hale industriale unde au peste un hectar de suprafață de acoperiș verde cu legume, comercializează legumele respective. Au pornit din 2010 inițiativa. Există o inițiativă pornită în 2009 chiar și la Casa Albă, în Washington, unde Michelle Obama a dezvoltat o grădină de zarzavaturi pentru personalul Casei Albe. Putem fi contactați online pe grădiniurbanecomunitare.intranzitie.org sau pe Facebook Grădini Urbane Comunitare.